vorbește pentru întreaga activitate desfășurată în anul 2014. Ați avut, ca de obicei, un sezon greu, cu bune, cu rele, dar una peste alta, eu personal și întreaga conducere suntem mulțumiți de dumneavoastră, de arbitri, de observatori și de absolut toți care sunt angrenați în această activitate nu foarte ușoară. Vreau să mulțumesc Comisiei Județene de Arbitri pentru sprijinul acordat și pentru mesajul pe care eu l-am transmis către dinții și lucrurile merg din ce în ce mai bine. Vreau să mulțumesc lotului de arbitri care ne reprezintă cu cinste la nivel național și internațional, pentru că după întâlnire cu dânsii au răspuns pozitiv și mesajul meu a fost că fără dânsii este foarte greu să răzbatem în această muncă. Dânsii sunt oamenii care ne reprezintă în afara județului, oameni expuși mass media și absolut tuturor. Tuturor celor care privesc la fenomenul fotbalistic. Și vreau să mulțumesc observatorilor, vreau să mulțumesc colectivului meu de la Asociația Județeană de Fotbal, care este alături de dumneavoastră și dânsii după o muncă bună și mulțumit de ceea ce fac acolo. Vreau să mulțumesc presei și absolut tot ce înseamnă presa sportivă din Craiova și nu numai, pentru că au fost alături de noi, sunt convins că vor fi în continuare. Îi cunoaștem de foarte mult timp și profesionalismul lor de care a dat dovadă a fost unul pe cinste și mulțumit de ceea ce se întâmplă. Este un eveniment important, așa cum am spus. Este o activitate nu foarte ușoară și mă bucur că an de an văd printre noi cei care au făcut istorie pentru arbitrajul Torjan. Îl văd și pe domnul Fofo Niculescu, prietenul nostru și o mare valoare a fotbalului Craiova și vreau să-l aplaudăm. Și nu mai vreau să mulțumesc colegilor de la Calafat, care au fost alături de noi, colegilor de la Păilești și să sperăm că 2015 vom angrena și alte subcolegii care ne vor ajuta la această activitate și nu numai. Mai departe o să dau cuvântul celor care se ocupă de această organizare. Pentru a primi arbitrii este deja o tradiție și din câte observ, an de an, premiile sunt din ce în ce mai consistente și îmi doresc din suflet ca împreună cu autoritățile locale să găsim soluții pe mai departe ca toți arbitrii din județul nostru să fim îmbrăcați frumos sau să reprezentăm, să avem o imagine frumoasă, curată și să fim apreciați de toți cei care privesc la această activitate. Sper că n-am uitat pe nimeni, v-am mulțumit la toți, vă mulțumesc în continuare, vă urez o seară plăcută, sunt alături de dumneavoastră în continuare și o să vedeți că vom fi împreună mulți ani de acum înainte, v-am promis și anul trecut și vă promis și seara asta, indiferent de vocile care se mai aud așa prin județ, aveți încredere în mine și în echipa mea și vom răzbate acest drum destul de greu, dar vom reuși. Vă mulțumesc!